Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Accent Direct. Vorbim astăzi despre dezvoltarea regională, o noțiune ce presupune impulsionarea și diversificarea activităților economice, impulsionarea investițiilor și creșterea nivelului de trai pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Dezvoltarea regională contribuie și la reducerea decalajelor dintre regiuni sau dintre localități. Vorbim aici de localitățile raionului Căușeni, nemijlocite astăzi în cadrul acestei emisiuni, și reprezintă la fel și un obiectiv prioritar pentru Uniunea Europeană, care sprijină satele în aplicarea acestui concept. Care sunt perspectivele de dezvoltare ale localităților raionului Căușeni? Ce eforturi se depun la ora actuală într-o crearea condițiilor economice, condițiilor sociale de trai mai bune pentru cetățenii raionului nostru? Răspuns la aceste întrebări, dar și la altele, le aflăm de la invitații de la noi din platou. Este vorba în ordine, primarul satului Taraclia, Vladimir Cucerea. Voi bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, bine v-am găsit. Iulia Culicenco, reprezentanta sau membra Consiliului Raional de Participare, a venit la noi în centrul raional, tocmai din cea mai îndepărtată localitate a raionului, Chircăiești Noi. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Și primarul satului Cârnățeni, Oleg Safca, bine ați venit la noi în studio! Bună ziua și bine v-am găsit! Iată că în ultima perioadă se pune accent tot mai mare pe dezvoltarea localităților. De ani buni primari, dar și sectorul asociativ, vorbim aici de organizațiile neguvernamentale, își unesc eforturile într-o atragere investițiilor, într-o crearea condițiilor mai bune de trai și cumva să echilibrăm teritoriile, da? Ca au satul Cârnățeni, Chircăiești Noi sau Taraclia, să fie cam la același nivel de dezvoltare, având un avânt, poate, într-o dezvoltare pentru următorii ani. Domnule primar de Taraclia, vreau să încep această emisiune cu dumneavoastră și vreau să ne răspundeți la întrebarea care sunt atribuțiile și responsabilitățile publice a primarilor cu referire la dezvoltarea localităților. Da, din păcate, noi cei de la administrația publică locală suntem și la bine și la rău puși pe prima linie. Dar eu sunt așa o fire că întotdeauna vreau să văd mai mult părțile pozitive din viață și cele negative să le dăm, să le înlăturăm. Cu părere rău nu e chiar așa, avem foarte multe probleme. Dacă o să deschid niște detalii, e o oră de vreme sau nu știu cât avem noi în direct, este prea puțin ca să ne lămurim cu tot ce este acum în Republica Moldova și îndeopște, iată, cu un an și jumătate în urmă, de un an și jumătate chiar în lume. S-au schimbat radical toate, tot în ceea ce privește inclusiv și dezvoltarea, mai ales dezvoltarea rurală, când în Republica Moldova au plecat foarte mulți, inclusiv și din Taraclia, persoane școlarizate, care deja puteau aduce o plus valoare, un venit în țară, au plecat și cu părere de rău au plecat și nu lucrează pe profesie, în specialitatea care au însușit-o aici, dar s-au conformat și sunt niște oameni bravi, cei care au plecat. Au plecat de nevoie. Și acum noi, cei care am rămas, puținii care am rămas în localitățile noastre, cu părere de rău muncim, dar pe unele locuri chiar știți ca acasă, de dimineață lucrezi până seara și nu se vede ce ai făcut. Iată, cam așa ne-am pomenit și noi, muncim, muncim, muncim și până la urmă rezultatele sunt minime. Ziceți dumneavoastră, o influență a avut situația pandemică, o altă influență asupra dezvoltărilor sau stagnării dezvoltării satului Taraclia, că pe el îl conduceți dumneavoastră, a avut migrația masivă a populației, un șir de cetățeni din Taraclia, un șir de taraclieni, așa cum le ziceți dumneavoastră, în ultimii ani au plecat din localitate, iar asta s-a răsfrânt și asupra dezvoltării comunității. Da, desigur. Dar noi am încercat prin diferite proiecte ca să-i atragem. În primul rând, prin rețelele de socializare, să le arătăm, să fie la curent cu tot ceea ce se face în sat. De ce eu vreau să le mulțumesc din start celor plecați peste hotare că am avut și un proiect foarte frumos unde am procurat un tractor cu remorcă, cu lamă și
cu ajutorul diasporei, cu ajutorul cetățenilor plecați peste hotare. Și chiar am și mesaj, domnule primar, mai, dacă mai aveți nevoie, aveți ceva proiecte frumoase pentru dezvoltarea infrastructurii satului, noi suntem de acord și venim cu ajutor care și cât poate. Că, mai mult ca atât, că în perioada aceasta pandemică și ei nu o duc bine acolo. Știm toții că o mare parte nu au lucrat, au supraviețuit, dar totuși îi doare sufletul, știu de unde au plecat și le pare bine când se fac lucruri frumoase în satele noastre. Vom discuta nemijlocit pe parcursul acestei emisiuni și despre proiectele pe care le aveți în derulare, frumoase la Taraclia. Cunoaștem bine, la ora actuală se modernizează școala, dar și alte obiective de menire socială din satul pe care îl conduceți. Până atunci, domnule Safca, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce proiecte investiționale aveți în satul Cârnățeni și nu știu cum vă reușește să atrageți aceste proiecte, dacă le aveți. Da, într-adevăr, ca și orice conducător al localității, funcția noastră primordială este de a contribui la aceea ca cetățenii noștri din localitate să trăiască mai bine și să dorească să rămâi la noi în comunitate. Da, într-adevăr, este o problemă ca la toți, migrația, dar noi ne stăruim cu să îi implicăm și pe dânșii activ în viața socială din zi cu zi a cetățenilor. Dacă să vorbim de proiectele investiționale pentru anul 2021, trebuie să spunem că am fost implementat cu succes de la IFAD, un proiect de plantare a unei teren de pădure cu suprafață de 10 hectare, unde ne s-au alocat 326.000 fără TVA, să spunem așa. La moment, alt proiect frumos, spunem așa, construcția unui teren de mini-fotbal cu acoperire artificială, prin hotărâri de guvern, am depus proiectul la biroul de reintegrare. Suntem în zona de securitate a raionului Căușeni și beneficiem de niște proiecte speciale, spunem așa, pentru zona de securitate de la biroul de reintegrare. Am depus, am fost selectați pentru un teren de mini-fotbal cu acoperire artificială cu o sumă de 500.000. Am apelat și la Federația Națională de Fotbal să ne ajute cu covorul și totodată avem și sânele cetățenilor. Cetățenii sunt disponibili să vă lămuresc la noi la Cârnățeni, sunt foarte activi cetățenii. Noi, cu ajutorul cetățenilor, am tras ilumina stradală, avem 95% ilumina stradală. Unii, dacă primul proiect l-am tras în anul 2016, am tras o porțiune de 4.000 de metri, 4 km, cu 160.000, ca după aceea să contribuiască și cetățenii, să putem trage, suma să o facem de 3 ori mai mică. Dar cum reușiți să convingeți cetățenii ca să se implice în procesul decizional și să contribuie și ei la identificarea problemelor locale? Pentru că ne dăm seama că atunci când mergeți cu un proiect către finanțator, aveți nevoie în primul rând ca cineva din sat să identifice problema cu care se confruntă localitatea și mai avem nevoie și de un grup activ de cetățeni care să insiste și să vină la autoritatea publică locală să ceară vrem iluminat stradal pe partea centrală a satului sau din contra pe ulița de lângă pădure. Cum îi mobilizați pe acești cetățeni? Foarte simplu. Iluminat stradal, dacă să vorbim de iluminat stradal, a fost tras pe strada centrală. Așa a fost planificat încă până a venit eu la primărie. Și din păcate, cetățenii toți se apropiau și întrebau, dar cum e posibil să tragem și stradela noastră și stradela noastră? Și a fost o condiție simplă de pus. Dumneavoastră procurați corpurile de iluminat și noi contribuim cu toate celelalte, cu instalarea. Și să vă spun că de acolo de unde nu ne așteptam, de acolo și-au parvenit. Din altul capăt de sat, noi spunem capăt din nord, de sud a satului, el se numește la noi la Cârnățănțiulea, primii au tras și cum să zicem, o spiție, iarna, la noi este iluminat stradal pe stradă, dar voi cum ați tras? Ia că noi cum am tras. Și s-au pornit, dacă să vă spun, în anul ăsta, acum practic nu mai avem străzi unii, nu avem posibilitate, tragem că nu sunt piloni. Practic tăm și am o soluție, am procurat niște piloni de la Telecom și cred că să vă spun, 100% nu pot spun, dar 95% este tras. Avem Consiliul Tinerilor în localitate creat, care bravo lor, eu le mulțumesc pentru activitatea lor. Sunt foarte activi, vin la ședințele Consiliului, vin cu diferite propuneri, idei,
și sunt foarte mulțumit de dumnealor, cu ajutorul lor și asociația Obștească Speranța, am implementat un proiect acum, Noi Oportunități pentru Tineri, unde a fost construit un teren de joacă pentru copii, pentru viitorul nostru, pentru copiii ăștia mici. Dacă să vă spun cu 5 ani de zile în urmă, 6, practic mă uitam sceptic la ce, să investesc așa bani, 200 de mii într-un teren de joacă, dar la ziua de azi, văzând câți copii sunt pe terenul cel de joacă, îmi pare bine și văd că n-am greșit în investiția în cauză. Iată că la nivel de localități, așa cum ați zis dumneavoastră, și vom discuta pe parcursul acestei emisiuni și despre aceste grupuri de inițiative care activează inclusiv și în satul Taraclia, dar și la Chircăiești Noi, reușesc cumva să se mobilizeze și să convingă autoritățile locale să atragă investiții în direcțiile pe care îi interesează pe cetățeni. Doamna Culicencu, care este rolul sectorului asociativ sau a organizațiilor neguvernamentale prin intermediul acestor grupuri de inițiativă într-o convingere a primarilor să aloce bani din buget acolo unde vor ei sau să contribuie cu parte financiară din bugetul local, anume în direcția în care doresc oamenii și nu doar prioritizând după dorințele sau doleanțele autorităților publice locale. Spuneți-ne care e situația la Chircăiești Noi și cum se implică sectorul asociativ. Mai întâi de toate vreau să spun că grupul de inițiativă pe care îl avem noi creat în localitate a fost constituit grație unui proiect finanțat și implementat cu suportul Fundației Este Europene, care a avut ca scop mobilizarea persoanelor marginalizate din comuna Chircăiești și Noi. Astfel, în cadrul acestui proiect ne-am pus ca obiectiv să creăm grupul de inițiativă care să meargă la ședințele publice ale Consiliului local, să urmărească deciziile luate de decidenți și să influențeze deciziile care cred ei că sunt necesare pentru schimbarea spre binea localității. Astfel, de asta ne-am și ocupat pe parcursul anului 2020 cu grupul de inițiativă. Am mers la toate ședințele publice ale Consiliului Local, la toate ședințele organizate de primărie și nu numai la ședințele organizate de administrația publică locală, dar în general la toate activitățile localității. Grupul se întrunește la noi foarte frecvent, când este necesar, o dată în săptămână, adică săptămânal, lunar, trimestrial, în dependență de necesitățile pe care le găsim noi în localitate. Și ce necesități ați găsit, iată, în ultima perioadă sau în ultimul an? Cu ce proiecte de decizii sau cu ce recomandări ați venit către Consiliul Local? Așa, desigur că suntem o localitate nu atât de mare, dar avem și noi copii în localitate, noi părinții tineri avem copii în localitate, care cu părere de rău nu au un loc de joacă amenajat. Iată, cu asta și am mers în luna iulie anului trecut către administrația publică locală, cu o petiție din partea tuturor părinților din localitate ca să ne înființeze, să ne construiască un teren de joacă special amenajat, sigur, unde copiii noștri ar putea să meargă să-și petreacă timpul liber, iar noi părinții să fim liniștiți că copiii se află într-un loc bine. Și a fost auzită doleanța dumneavoastră? Da, ne bucurăm de succes. Administrația publică locală a înaintat un demers, o solicitare către fondul de stat, pare mi se poate greșesc, prin care a obținut 200 de mii de lei și iată, din acești 200 de mii de lei vor crea un complex pentru tineri și maturi, un complex de agrement în aer liber. Așa că așteptăm echipamentele în timp apropiat și sperăm să ne bucurăm cu toții din ele. În opinia dumneavoastră, cât este de important ca localitățile Raionului Căușeni, toate cele 27 de primării, să aibă astfel de grupuri de inițiativă locală care să insiste și să contribuie la o bună guvernare, dacă e să spunem așa, iar să, pe de o parte, pe de altă parte, să le vină cumva în ajutorul primarilor, de ce nu, sau a Consiliului Local, să îndrepte finanțele publice, anume în direcțiile care doresc oamenii.
este foarte important activitatea unui grup de inițiativă în localitate, pentru că altfel ne-am gândit și noi odată cum ar lucra administrația publică locală fără un asemenea grup în localitate. De unde ar ști administrația publică locală care sunt necesitățile cetățenilor în localitate? Așa că este foarte important ca cetățenii să participe în procesul decizional și în identificarea problemelor pentru a le oferi spre soluționarea administrației publice. În satul Taraclie activează Asociația Obștească a Părinților și Pedagogilor Speranța. Este aceeași denumire ca și la Cârnățeni. Am identificat acest lucru zilele curente într-o discuție cu doamna Pelagheia Tragi, care, iată, cumva conduce această asociație sau este parte acestei asociații. Dat fiind faptul că se creează grupe de inițiativă și se analizează problemele care sunt în comunitate și se evidențiază prioritare probleme și este interesată comunitatea să rezolve niște probleme, sunt scrise și cererile de finanțare către finanțatori. Deci, ce ține de ultimele proiecte, deci undeva un an jumate implementăm un proiect finanțat de Fundația Este Europeană în cooperare cu Agenția de Dezvoltare și Cooperare Elvețiană, Suedia, Centrul de Parteneriat și Dezvoltare. Proiectul nostru se numește Împreună Reducem Riscurile. Am încercat să realizăm mai multe obiective în acest proiect. Ține de incluziunea socială persoanelor cu dizabilități, ce ține de transparența în procesul decizional administrației publice locale, advocacy, lobby. Am încercat să convingem oamenii că doar noi trebuie să vedem problemele, care sunt prioritare probleme și să nu aruncăm ceva în, să zicem, că e de vină primăria, că e de vină nu știu cine, dacă nu ne-am evaluat fiecare de noi ce am făcut eu, cu ce am contribuit eu pentru dezvoltarea comunității, pentru a îmbunătăți, pentru a schimba ceva în comunitate. Și atunci încercăm să ne convingem unul pe altul și echipa asta se completează cu tineri care ne bucurăm că vor fi promotorii pentru viitor, pentru a dezvolta comunitatea și noi doar vom fi niște ghizi care, având o experiență mai înaintată, să îi susținem și să dezvoltăm în continuare. Credem că e de succes să realizăm niște proiecte și bineînțeles că nu poate fi niciun proiect realizat fără contribuții, fără cofinanțare. Și datorită faptului că avem și echipe de cu dorința de a activa și avem și o colaborare cu administrarea publică locală, încercăm să convingem că trebuie să facem și să ne dezvoltăm comunitatea. Datorită acestor grupuri de inițiativă locală, datorită acestor oameni care se mobilizează și se adună la un moment dat, cât de ușor vă este în activitate sau din contra, vă mai deranjează uneori că vin cu unele propuneri la primărie și cam nu coincid cu dorințele lor? De deranjat ne deranjează, dar cu plăcere ne deranjează, fiindcă chiar ieri am avut ședința Consiliului unde un grup de tineri au avut o dare de seamă a mini-proiectelor care deja ei sunt. Spre exemplu, un proiect, Violența în familie, foarte acum actual, fiindcă știți ce familii au rămas, majoritatea familiilor care vulnerabile, ele nu au plecat, ele sunt. Mai departe, alt proiect interesant cu situația fântânilor de mină, iarăși e o problemă a întregii țări, fiindcă toate fântânile de mină sunt poluate. Și atunci s-a făcut o analiză, acum noi avem, toate fântânile sunt pasportizate și am ieșit la un numitor comun de activitățile ce legat de aceste fântâni. Alt proiect, cum spunea și colegul meu, prin intermediul IFAD-ului, plantarea 10 hectare de pădure, iarăși un tânăr care se ocupă și cu apicultura. Sunt niște proiecte interesante. De altfel, atunci când am avut planificarea strategică pe 5 ani de zile a satului, aici chiar au fost activi și atunci când am fost acest proiect, l-am plasat și pe toate rețelele de socializare, dar chiar am avut și audieri publice, unde s-au dat, majoritatea au fost tinerii, au fost activi. Și sunt diferite puncte care noi le-am
în urma acestor audieri publice. Parcă deodată era cam mult, cam ne părea nouă așa, dar în primul rând este transparent. Tinerii sunt activi, îi văd o leac altfel, puțin altfel, din alte puncte de vedere, și atunci când ei vin cu problemele, noi puțin le sigelăm, le mai, și până la urmă ele sunt actuale. Iată, la Cârnăține a fost amenajat un teren de joacă pentru copii la inițiativa acestui Consiliu Local al Tinerilor. La Taraclie am văzut un teren de sport. Un teren de sport, un teren de joacă și agrement pentru copii. Acum am mai recent, anul ăsta, am plantat cu ajutorul iarăși tinerilor, cu ajutorul lucrătorilor din administrația publică locală, am plantat 300 și ceva de copaci, unii s-au prins, iarăși un parc de agrement, unde cândva erau gunoiști și acum o să fie, printre altele, am ocupat locul 2 la concursul Râu Curat de la sat la sat, unde de Consiliul Raional ne-a alocat 15.000 de lei. Acești lei noi am să, de acești lei o să procurăm bănci și urne pentru parc, și inclusiv și semințe de iarbă de gazon. Atunci, în luna august, sper eu că o însemănau și a fi un parc extraordinar, frumos. Iată, dezvoltarea durabilă, de fapt, conține mai multe sensuri. Vorbim aici de dezvoltare economică, susținerea business-ului mic și mijlociu, dar și alte aspecte care includ anume dezvoltarea localităților sau a comunităților noastre. Domnule primar de la Cârnățeni, eu vreau să vă întreb, nu știu, dacă puteți să ne faceți o analiză, în ultimii ani câți agenți economici și-au deschis activități, vorbim aici de agenți economici mici sau mijlocii, poate aveți și mari, și cum contribuie, iată, stimularea acestor activități la bugetul local. Nu știu, vin impozite. Odată ce și-a deschis activitatea un agent economic, ulterior parvin bani la bugetul local. Câți agenți economici aveți și dacă aveți cumva profit la bugetul local în urma activității acestora? Da. Foarte corect spus. Orice activitate economică generează venituri și generează impozite care se achită la stat. Suntem foarte recunoscători agenților economici. Din păcate, nu putem să ne lăudăm că s-au deschis. Se deschid agenți economici care activează în comerț. Pur și simplu, un agent economic se închide, altul se deschide. Dar suntem recunoscători agenților economici mari care activează în localitate. De acum de 10-15 ani, asta merge vorba de Cooperativa de Producție Muntea Nagru, Sărălă Obrii, Sărălă Loticons, care avem o conlucrare foarte bună cu dumnealor. Orice problemă nu am avea, ne adresăm la dânsi și soluționează problema. Ne trebuie un transport, ne trebuie un tractor, ne trebuie contribuții. E vorba aici de mai mult de întreprinderi agricole. Da, două, Sărălă Obrii și Cooperativa de Producție Muntea Nagru, întreprinderi agricole, și avem Cariera, care, vă spun, foarte ne ajută, inclusiv și cu impozitele care le achită. Nu pot să vă dau o cifră precisă la ziua de azi câte impozit, din păcate. Care sunt defalcările, da? Lor la bugetul local. Defalcările în total sunt mari la agenții economici, dar din păcate știm cum ele se redistribuie. Sperăm că vor fi careva modificări la buget, că într-adevăr impozitele care se achită, că și agenții economici indignați, că spun că achită impozite. Anul 2020 a fost un an, zicem așa, specific pentru agricultură, dar în anii ceilalți se achită agenții ăștia economici împreună, că eu am discutat cu dumnealor, în jur de 1.000.000 achită și ar fi foarte recunoscător. Un milion de lei la bugetul unei localități, da, este o sumă destul de mare, dacă vă spun. Dar ajung acești bani în bugetul local sau... Nu, din păcate, acești bani ajung în bugetul de stat. Asta e... Dar este conlucrare cu dumnealor, dacă trebuie și contribuții, inclusiv și la terenul de joacă care a fost amenajat. Asociația Uștească a mers cu demers cu agenții economice în cauză, ei au contribuit și financiar. Și au contribuit cu diferite, au fost amenajat terenul de fitness în aer liber cu ajutorul agenților economici. Am procurat materiale, la agenții economici s-au construit, le-am instalat. Să vă spunem că am economisit în jur de 25.000 de lei. Dacă pe aceste instrumente, atribute de joacă trebuie să achităm, am cătat mai mulți agenți economici care se ocupă cu vânzările și ne s-au spus de la 50 la 55 de mii de lei toate atributele care le-am pus noi, 7-8 atribute de joacă, noi le-am construit cu 30 de mii de lei.
Vreau să vă întreb, doamna Culicenco, în satul Chircăiești Noi, dacă există agenți economici și cum contribuie acești agenți economici la dezvoltarea comunității. Nu știu, aveți agenți economici activi și dacă încercați să-i integrați și pe dumnealor în activitățile grupurilor de inițiativă. Da, avem, desigur, că agenți economici activi care, desigur, că majoritatea partii mai mult activează în domeniul agricol. Încercăm să îi invităm la ședințele grupului nostru de inițiativă ca să afle și ei despre ce subiecte, adică ce subiecte punem noi în discuție în cadrul ședințelor noastre. Încă nu am avut o asemenea experiență cu agenții economici ca să vină cu o contribuție, să zic eu așa, substanțială în activitate, în activitatea noastră, pentru că suntem și noi abia tinerei, activăm abia un an de zile, dar sperăm că în viitor vom crea o colaborare și cu agenții economici din localitate. Cât este de important ca autoritățile publice locale să creeze condiții de stimulare a acestor agenții economici ca să activeze pe teritoriul localității? Pentru că, iată, zicea domnul primar de Cârnățeni că practic 1 milion de lei doar de la agenții economici mari parvin în bugetul de stat, din păcate, și aici e o paranteză deschisă referitoare la descentralizarea serviciilor. Cât de important este stimularea acestor agenții economici? Este foarte important, pentru că fără agenții economici în localitate, nici localitatea nu ar avea șanse social-economice de dezvoltare. Așa că cred eu că este substanțială prezența și susținerea agenților economici în localitate pentru creșterea și dezvoltarea localității și a bunăstarea cetățenilor în general. Pentru ca să se dezvolte afacerile mici și mijlocii, acești agenții economici au nevoie să fie create niște condiții comode. Vim aici de apă, canalizare, drumuri și așa mai departe. Iluminat stradal, de ce nu? Spuneți-ne, vă rog, domnule primar de Taraclia, câți agenți economici aveți în sat și ce condiții le creați pentru a-i stimula să rămână măcar, dacă nu să-și dezvolte afacerile? Da, noi întotdeauna am susținut agenții economici. Cu ce am putut noi, administrația publică locală, chiar acum, recent, am câștigat un proiect prin intermediul migrației și dezvoltare, SNUD, evacuarea apelor uzate de la fabrica de țigărete, care este un investitor străin. Totodată, aici mai avem și încă 500 de metri extinderea canalizării până la școala care se repară, unde noi, administrația publică locală, am venit cu acest proiect, proiectul tehnic, până la urmă coordonările este un timp, în primul rând timp, în al doilea rând costă, dar noi până la urmă am realizat chestia asta și susținem agenții economici. Cu părere de rău, n-aș vrea, dar nu pot să nu spun și chestia asta, ne înnecăm la mal. Vă zic de ce. Iată, administrația publică locală Taraclia anul acesta are 4 proiecte mari, care deja suntem selectați, avem și achizițiile efectuate. Despre ce fel de proiecte? Iluminat stradal în valoare de 1.300.000, evacuarea apelor uzate, unde finanțatorul ne vine cu contribuția de $60.000 și noi 50-50. Adică avem nevoie de 1 milion și ceva de lei ca contribuție. Din păcate, nimeni nu ne aude. Același Consiliu Raional, deja 3 ședințe ordinare sunt, dar pe ordine de zi, demersul nostru nu mai este. Cu toate că beneficiază clădirile Consiliului, școala de acest proiect, până la urmă, adică din ceea ce spuneți dumneavoastră, vreau să ne oprim un pic aici, pentru că ceea ce ziceți dumneavoastră e foarte important. La nivel de stat, de Republica Moldova, se pune foarte mare accent pe dezvoltare regională. În crearea condițiilor de dezvoltare regională, noi avem strategii. Noi avem de stat, vorbim aici, plus strategiile raionului, strategiile localităților. În același timp, toată lumea știe că nu vom putea niciodată dezvolta o regiune dacă nu venim cu contribuție. La Taraclia, evacuarea apelor uzate, $60.000 de dolari. Da. Un proiect câștigat prin intermediul migrației și dezvoltare, PNUD.
Da? Ați așteptat ani la rând, câți? Am așteptat vreo 3 ani de zile, am muncit la acest proiect ca să, până la urmă, să dezvoltăm infrastructura satului, să deschidă noi locuri de muncă. Am în vedere de fabrica de muștucuri. Va cuprinde acest proiect ce parte a localității? 25% din localitate, din gospodării. Din gospodării, noi tindem ca să cuprindă acest proiect. E vorba mai simplu pentru cei care ne privesc la ora actuală și pentru taraclienți sau pentru telespectatorii noștri sau internauți, că suntem live și pe internet la moment. E vorba de crearea unui sistem centralizat de canalizare, mai simplu spus așa, în Taraclia, care să includă grădiniță, școală, absolut toate instituțiile care sunt în localitate, să are în vedere medicii de familie, centru de sănătate, liceu, grădinița, inclusiv și unii agenți economici care se dezvoltă la noi, în sistemul Horeca. Și atunci când acest proiect se axează în primul rând pe protecția mediului. Corect. Pentru că dezvoltarea regională sau dezvoltarea locală include și aspectul de protecția mediului. Iată că primăria satului Taraclia a bătut pe la uși, a scris proiectul, a câștigat $60.000, așa ziceți noastră, 25% din comunitate va fi asigurată cu sistem centralizat de canalizare în cazul în care acest proiect este pus pe roată și ne-am împotmolit la mal. N-avem contribuție de 1.000.000 de lei de la Consiliul Raional. Ba mai mult, de la Consiliul Raional noi am solicitat 500.000. 500.000. 500 vine localitatea, da. Bugetul local. Adică da. Cu un buget total de cât aveți? Haideți să vă zic. Nu, că... e foarte interesant ceea ce ziceți, pentru că pe de o parte, la nivel de stat și finanțatorii europeni vin cu suport într-o dezvoltarea regională, într-o protecția mediului, pe de altă parte ne împotmolim la 500.000 de lei, 3 luni la rând, dar ea ajunge la consilieri această... Păi, nu știu, am vrut deja o să vin la ședința Consiliului Raional să văd care e pricina și de ce n-a fost pusă pe ordinea de zi, fiindcă beneficiază, cum v-am zis, în primul rând clădirile care aparțin Consiliului Raional. Și mai mult ca atât, atunci când tind toți și spun că la 1 septembrie va fi deschisă școala... Școala nouă care se repare. Școala nouă. Da. Noi am venit cu proiect tehnic coordonat cu traseul pe sub drumul național R26 și ca să ne oprim. Eu nu înțeleg cum va fi dată în exploatare școala dacă nu are canalizare. Asta e o problemă. Noi am venit... Deja cu propunerea care este și antreprenorul. Săptămâna viitoare noi începem lucrările. De aceea, nu știu care e cauza, dar... Ar putea să fie dat peste cap toți acești bani care au fost câștigați, da, sigur, din cauza unei contribuții de 500 de mii? Desigur că ar putea dați peste cap și nu numai, mai mult ca atât. Noi, iată de exemplu, 2021, primăria Taraclia, soldul disponibil la primărie este de 270.000, dintre care deja 68.000 ieri i-am alocat. Ce poate să facă o localitate cu mai mult de 4.000 de locuitori cu 270.000? Vă închipuiți? Asta e pentru o familie, sunt care și mai mult cheltui într-o an de zile. Primăria, Taraclia, care avem atâtea proiecte. E o problemă. Eu nu știu de ce... E vorba de politică aici. Bine, aici, suntem în campanie aici, electorală și nu aș vrea să numim acea... Să, corect, dar din punctul dumneavoastră... Instabilitatea politică, în primul rând, în țară. Nu, avem 30 de ani deja de independență. Mă scuzați, 30 de ani. Au fost la conducere și stânga, dreapta, mijlocul, nu știu ce au mai fost acolo, care și cum au condus, dar până la urmă au arătat că nu sunt competenți o țară așa de mică, cu valori mari, ca până la urmă să fie numai furată și mai mult nimic. Atunci când, atunci când se vede că nu pot conduce, nu, ridicați mâinile în sus. Sau mergeți în dreapta, sau mergeți în stânga să vă conducă altcineva, dacă voi nu vă ajunge capul, să conduceți. Iată, săptămâna trecută m-am întors din România. Am fost în vizită la, suntem înfrățiți cu două localități din România. Bine. O localitate, da, eu înțeleg, dar trebuie să facem și noi pasul, să nu stăm pe loc. O localitate mai mică decât Taraclia are un buget cât Consiliul Raional.
au proiecte frumoase, de milioane, am în vedere de milioane de euro. Noi cu un milion, un proiect de un milion și ceva de lei nu putem duce la capăt. Dar până la urmă eu cred că trebuie de schimbat tot, absolut tot în ceea ce privește și Consiliul Raional și așa mai departe, guvernare. Nu ne trebuiește nouă. Dacă suntem, ori primarul nu știe mai bine decât toți ce problemele satului, noi trebuie să venim cu mâna întinsă. Atunci când agenții economici din sat alocă bani, impozite, plătesc impozitele și noi la impozitele noastre din sat trebuie să venim să stăm cu mâna întinsă și mai ales să uite și când ajunge culoarea. Păi asta e o prostie întreagă. Primarul nu trebuie să fie dependent de un partid sau altul. Primarul este ales de toată localitatea. Atunci când sus, acolo ei se sfădesc ziua și seara, dă-o mâna, în localitate nu e așa. Dacă unul e de stânga și de dreapta se sfădesc, îi sfădesc pe viață. Pentru că se cunosc. N-am vrut să ating cu siguranță, chestiile de politică, dar asta e. Pentru cei care nu știau, este într-adevăr un subiect foarte sensibil cu Taraclie. Puțină lume cunoaște că după o întrevedere la Consiliul Raional, după ce a discutat primarul de Taraclia cu conducerea raionului, în baza acestor bani, acestor 500 de mii de lei, după ce a tras în sat 60 de mii de dolari și i s-a spus că, uite, primarul a ajuns la spital cu infarct miocardic. Știe puțină lume despre asta, dar o vociferăm, domnule primar. Nu s-a spus că, uite, pur și simplu, nu ne-am dat răspuns. De exemplu, la demersul cu iluminat stradal, răspunsul a fost așa. Având în vedere, beneficiari sunt locuitorii satului, să plătească ei contribuția. Simplu, dar urât. A doilea demers, nu am primit răspuns în scris. Acum am solicitat, dați-mi măcar o scrisoare de garanție ca să arăt la finanțatori că este, o să contribuiți cu banii. Mi-au promis după alegeri. Bine, o să vedem, mai așteptăm. Noi suntem de cei care putem aștepta și nu știu. Domnule Safca, această situație de la Taraclia, în care în urma unei contribuții mizere, pe lângă suma totală de 60 de mii de dolari care a atras-o în sat, iată, 500 de mii nu îi se dă, pentru că nu îi se dă. Sau, nu știu, cel puțin nu e discutată la nivel de consiliu. Probabil că unii consilieri raionali nici nu știu despre asta. Cine știe, dacă n-a fost inclusă ordinea de zi, probabil că nici n-a ajuns la ei acel demers. Spuneți-ne, vă rog, ați avut asemenea situații și dacă credeți că astfel de scenarii ar avea o conotație politică. Bine, noi nu facem partizanat politic, suntem în campanie electorală, nu vrem să numim pe nimeni sub nicio formă, dar dacă asemenea situații au existat și la Cârnățeni? Cu regret, eu n-am atras așa proiecte mari. Noi am avut proiecte mai mici atrase la Cârnățeni. Până ce fi, spunem așa, am găsit un numitor comun, Consiliul Raional, nu sume așa de mari. Consiliul Raional ne s-a alocat la termoizolare pereți la grădiniță 100 de mii de lei în 2017. În 2018 Consiliul Raional ne-a alocat 325 de mii de lei. Mai departe, practic în 2020 a fost o stagnare totală ca la toate localitățile. Am depus un demers să facem o reparație la spălătorie, la grădiniță, că era într-o stare dezastruoasă, unei igiena copiilor. Ni s-au răspuns că nu se finanță, e anul pandemic, din sursele financiare care le-am economisit din considerentul că grădinița nu a activat, ne-am implicat activ să vă lămuresc. Da, e ușor, mai ușor pentru un primar să fie să șadă în scaun și să conducă de la masă, ori trebuie să iei singur sui la volan, să duci și cumpără material de construcție, găsim cetățeni care vor să contribuie și vor să facem bine și într-un final am făcut așa reparații la grădiniță, în spălătorie. Am fost reparată sediul primăriei, tot cu finanțele noastre proprii. Dacă să vă lămurit, din bugetul nostru total, în procente, să vă spun, în jur de 5% din bugetul, de 5.600.000, 5% ni se revin la investiții capitale. Cred că știu, văd, o să cotit toți și suma asta, în jur de 200-250.000. E o sumă care suntem recunoscători agenților economici din nou care activează în localitate. Dar fără contribuție, domn primar,
fără contribuție proprie, indiferent de la Consiliul Raional sau fără de la Consiliul Local, s-ar putea pune pe roate vreun proiect, atrage vreun proiect? E exclus și eu sunt categoric împotrivă și vă lămuresc de ce. Dacă nu este contribuția cetățenilor, ori a Consiliului Raional, Consiliul Local, nu e așa atragere de inimă la inimă și nu se păstrează așa de bine. Eu așa asta le-am lămurit și la cetățeni, când am început a construi drumurile și ei s-au implicat activ fiecare loc în gospodărie a achitat în jur de 1000 de lei pentru construcția drumurilor. Și oamenii foarte s-au mobilizat și oamenii sunt responsabili. Când la noi se primește, când e bine, nu merge nimeni pe drum, când e glod, atunci le trebuie la toți să meargă pe drum. Și le-am spus, oameni buni, dumneavoastră aveți contribuția dumneavoastră, eu nu vă las în singuri în fața a cei care vor să distrugă drumurile, ne implicăm împreună și vă spun să o primit foarte bine, inclusiv la iluminat stradal. Dacă în primul an, în 2017, când a fost interperie și când a nins în luna aprilie, cred că la toți a fost situația, au fost deteriorate și firele electrice, nu știu, intenționat ori nu, a fost tăiat firul electric care da iluminat stradal. Cui încurca firul și era electric? Că electricianul care reparam, să uita, eu îi spun că îi rup de el, zice, nu, ia că ai tăiat. Și când este contribuție, oamenii vin și spun că așa la aruncă, vrea să strâși, ei nu sunt indiferenți. De atâta contribuție e esențială în oricare proiect și e trebuie să fie, indiferent de unde. E clar că e mai regretabil când localitatea mai mare, mă rog, are centru multifuncțional, unii mai mănâncă din bani. Noi avem agenții economici care pe parcursul anului 2019-2020 au mai fost schimbate destinații de terenuri. Avem noroc, spunem așa, că agenții economici care activează în extragerea minerelelor rurale, nisip. Carieră din nisip, au schimbat destinația terenului, ne-am judecat cu un agent economic într-un final anul 2020 neachite pentru schimbare destinației 300.000 și altul 200.000. Sunt niște sume care, da, avem niște sume care le avem la ziua de azi la cont primăriei, dar le ținem pentru ca contribuție. Care e capacitatea bugetară a primăriei pe care o conduceți de a veni cu contribuții? Care e suma maximă a contribuției cu care ați fi în stare timp de un an de zile să veniți la un proiect sau altul? Cât ați putea da? Cel mai mult? Vă spun, asta tot depinde de la an la an. Dacă în anul trecut n-am cheltuit sume mari și avem economii, da, avem o leacă de economii, cred că în jur de la 1 milion noi am putea să contribuim acum. Noi avem depus acum așa contribuție la biroul de reintegrare, care avem câștigat suma de 500.000, divizul de 800.000, din considerentul că divizul a fost făcut în luna ianuarie, când a fost depus dosarul. Știm, cred că suntem toți la curent, că din păcate în lunile aprilie, mai, prețurile s-au dublat la metal și practic, la ziua de azi, noi revizuim divizul din nou. Cred că el a se majoreze și el puțin cu 150.000. Și primăria are contribuția în cauză. Avem depus la IPA, Agenție de Intervenție și Plăți în Agricultură, subvenționarea în avans, tot un proiect, amenajarea terenului adiacent la grădiniță. Ați fost la grădiniță, ați văzut grădinița, mulțumim frumos, cu donatorii, cu contribuția administrației publice locale, contribuția Consiliului Local a fost reparată. A fost reparat fațada, a fost reparat acoperișul, în grădiniță am făcut careva investiții. Ne rămâne restanț terenul adiacent, căsuțele de joacă. Proiectul e depus, proiectul e de 1.200.000, practic ne s-a cerut acolo și careva concretizări, am concretizat, dintre care ies că contribuția noastră ar trebui să fie din proiectul cel în cauză, dar iar vă spun că sunt scumpiri din materiale și contribuția din jur de la 500.000, dacă să câștigăm. A să vedem care să fie soarta, din păcate nu știm. Vreau să vă întreb, doamna Culicenco, cât de importante sunt aceste contribuții la proiectele de dezvoltare? Și dacă există șanse ca un proiect înaintat de sectorul asociativ, vorbim aici de ONG-uri, într-o localitate sau alta, să aibă sorți de izbândă dacă nu există contribuție? Este foarte importantă contribuția, pentru că în proiectul pe care l-am derulat noi în anul 2020 cu suportul Fundației Est Europene pentru a mobiliza populația în procesul decizional local, de asemenea, am avut nevoie de o contribuție, măcar, adică cât de mică n-ar fi ea, dar este importantă. Am avut norocul să o obținem de la administrația publică locală.
Așa că cred eu că fără contribuții, proiectele mult, adică stagnează. Da, stagnează. Posibil că n-ar avea șanse de supraviețuire sau măcar de analiză de către donatori. Despre ce proiecte putem vorbi astăzi la Chircăiești noi, dacă cunoașteți? Proiecte de infrastructură avem în localitate. Administrația publică locală acum este preocupată de aprovizionarea localității cu canalizare, cu sistem de canalizare. De asemenea, a fost nu de mult finalizat, de fapt nu pot să zic că e finalizat 100%, dar să zic un 80% de iluminat stradal a fost trasat. Avem trasată rețeaua de alimentare cu apă în localitate deja de câțiva ani, încă alte proiecte de infrastructură și desigur că drumurile. Administrația publică locală încearcă cât de puțin anual să investească în repararea drumurilor. Aceste proiecte au fost susținute financiar, dacă cunoașteți, și cu aportul Consiliului Raional? Avem... Da. Iluminatul stradal a fost susținut cu o contribuție din partea Consiliului Raional. Dacă nu greșesc, a fost o contribuție de 100.000 de lei. În proiectul cu canalizarea, am înțeles că acum se discută despre o contribuție, dar nu pot să dau alte detalii pentru că nu cunosc. Asta e ceea ce cunosc pentru că sunt în localitate de puțin timp și nu m-am implicat în toate proiectele de la începutul desfășurării acestea. Ce procent din localitate este asigurat cu apă și canalizare? Cu apă este asigurat întreaga localitate, întreaga comună de fapt, pentru că suntem două sate în comună, iar cu sistema de canalizare avem circa 80% abia trasate rețelele. Nu avem încă stații. Totuși este un succes pentru o localitate rurală, 80% din sat să aibă sistem centralizat de canalizare. Practic vom găsi foarte puține localități în raion care au acest procentaj atins. Exact. Da, și desigur că cu contribuția cetățenilor a fost implementat până la momentul dat proiectul. Domnule primar de Taraclia, spuneți-ne, iată, ziceam, o componentă a dezvoltării durabile, regionale sau locale, este anume acest aspect de mediu. Spuneți-ne la capitolul apă, canalizare, gazificare, ce avem la Taraclia? La Taraclia, referitor la gaz, deci sunt conductele de medie, de traseu medic, tot satul este aprovizionat parțial, deci din pricina surselor financiare, adică nu au posibilitate să conecteze, dar traseele sunt pe toate drumurile, în toată localitatea. Referitor la apă, avem 6 fântâni arteziene care sunt toate funcționează. Avem o gospodărie comunală Servcom Taraclia care îndeplinește mai multe funcții: evacuarea deșeurilor, apa, pompierii, stația de pompieri, și merge cu brio, merge bine. Dar, din păcate, iarăși nu vreau, dar vreau să spun că așa sate mari în raionul Căușeni, ca Sălcuța, ca Zaim, deci în Taraclia inclusiv și Taraclia, iată, anul acesta s-a repartizat anexa 7 de la guvern pentru dezvoltarea infrastructurii rurale. Ce credeți? Căușeni, 1.500.000 s-a alocat, normal, pentru un oraș mare e puțin. Mai departe, iarăși, pe culori s-au împărțit. Copanca, nu am nimic, trebuie să ai. Copanca, 1.300.000, Constantinovca, cu Pervomaisc împreună, 1.200.000, dacă nu mă greșesc. Niște bani care s-au alocat din la guvern. Din păcate, nu știu, colegul, dacă încărnățeni s-au alocat ceva? Nu. Nu. Iată aici e o problemă. Oare nu trebuie să dezvoltăm și noi infrastructura? La drumuri bune. Iarăși, a fost un proiect bun. Nu zic. Dar până la urmă, ce era la acesta? De exemplu, satul Taraclia are 36 km de drum local. Sate mici care au câte 9-8 km. Când se împărța la drumuri bune, 1.050.000 la satul cel care avea 9 km și 1.200.000 la, de exemplu, Taraclia. Păi nu mai era echitate, ce? Când trebuiește ca noi drumurile
noastre locale din Taraclia să le facem măcar în varianta albă. Avem foarte mult. Totuși, coloratura politică își spune cuvântul sau, nu știu, partajarea sau distribuirea banilor publici. Vorbim aici de bani de la bugetul de stat deja, bani din, veniți de la guvern. Nu vorbim de bani locali care mai trec prin filtru raional, dar vorbim aici de bani alocați centralizat de la stat. Se mai împart pe coloratură politică, da? Am văzut localități care fac parte este. Din... Da. Din au făcut parte primarul din, din partidul de guvernare, hai să spunem așa, au beneficiat de aceste surse, celelalte mai așteaptă. Spuneți-ne, vă rog, domnule primar de Cârnățeni, simțiți acest lucru? Coloratura politică își spune cuvântul într-o distribuire a banilor publici? Desigur, se dispune. Cum și-am mai menționat, banii care au fost inus a guvernului, dar banii agenției economice care activează în teritoriile noastre, achită impozite la stat și, din păcate, banii ăștia îi distribuie guvernul care are calculatură politică. Da? Foarte corect ar fi să diminueze, ca banii ăștia să rămâi la noi. Dar domn primar, se vorbește despre descentralizare, autonomie locală. De ce nu se ajunge la această reformă? De ce nu se ajunge la reforma administrativ-teritorială, de exemplu? Dumneavoastră, cum vedeți acest aspect? De ce nu se ajunge? Nu este dorință, în primul rând. Dacă ar fi dorință, toți vor să fie cu mâna pe bani, să poată distribui banii ca să ne poată influența politic. Iacă de ce nu e dorință. Da, și cu reforma administrației publice locale, eu de mult am fost de părerea, nu putem să fim atâtea primării în raionul Căușeni, nu vorbim în Republica Moldova, da? Primării cu 400 de locuitori, cu 1000 de locuitori. Am fost în deplasări, în diferite deplasări, pe România, în Polonia am fost. Unii, toate primăriile sunt comasate în comune, se fac primării de la un număr oricare de alegători, de locuitori care activează teritoriul. Din păcate, la noi, știți, toți vor ca să fie conducători și... Dar cred că asta nu e posibil și într-un greșit. Interviu realizat recent cu ambasadorul Letoniei prin platforma Zoom, dacă ați reușit să urmăriți acea emisiune, ambasadorul zice așa: atunci când s-a trecut la reforma administrativ-teritorială în Letonia, numărul primăriilor din această țară mică, care e capacitatea cam ca a Moldovei, la fel de mare, s-a redus de la 800 ca să se ajungă astăzi la 38. Noi avem 989 de primării, da? Sau 800, da? Așa, în jur la 900. Da, în jur la 900 de primării, da, în toată țara. La cât am putea reduce ca să se ajungă la un consens? De exemplu, Cârnățeniu ar putea fi o comună pentru ce localitate? Poate fi o comună Cârnățeni, spunem așa, pentru localitatea Plopștibei Grădinița. Cârnățeni ar putea fi alipit la orașul Căușeni. Nu sunt potrivă și n-am nimic împotrivă să mă țin de scaunul primarului, da? Eu de mult am spus, Cârnățeniu, Zaiemu, Grigorevca, Ursoaia ar putea să fie în componența orașului primăriei orașului Căușeni. De atâta, într-adevăr, în fiecare primărie este primar, perceptor, contabil, da? Contabil la 5.000 de locuitori, contabil la 3.000 de locuitori, contabil la 500 de locuitori. Salariile nu deviază tare. Cât de necesar ar fi această reformă administrativ-teritorială, doamna Culicencu? Și cum o vedeți? Pentru că dumneavoastră de ani buni sunteți o comună la Chircăiești Noi și cumva v-ați adaptat noilor condiții și dacă s-ar mai alipi încă vreo 3 sate, probabil că n-ar fi mare problemă. Vedeți cum se lucrează. N-ar fi, cred eu, că o mare problemă, dar cred că ca să funcționeze o primărie având în subordine mai multe localități, trebuie să fie și o organizare perfect funcțională, pentru că primăria locală nu reușește să-și rezolve problemele locale. Atunci ce ar face o primărie pentru 5 localități? Adică eu mă uit un pic din altă perspectivă. Ca să putem face această reformă administrativ-teritorială, cred eu că trebuie să vină ordinea de sus. Dacă n-ar veni ordinea de sus, atunci nu s-ar reuși să se ajungă în fiecare localitate cu rezolvarea problemelor.
Dar ar supraviețui primăriile care ar fi în componența unor primării, de exemplu, niște localitățile care ar fi în componența unor primării, vorbim aici de localitățile mici care s-ar... Desigur că, iarăși, fără un grup de inițiativă în localitate care să vină să spună problema care au identificat-o în localitatea lor, primăriei ar fi foarte important în cazul dat. Pentru că dacă ar fi primărie departe, să zicem așa, la 20 de kilometri și ar ține în subordine câteva localități, s-ar deveja mai greu problemele în localitate. Dar dacă ar fi un grup de inițiativă care să înainteze demersuri, să înainteze solicitări, că uitați-vă, așa probleme am identificat și am vrea să fie rezolvate, atunci cred eu că ar fi real. Domnule primar de Tăraclea, dumneavoastră vedeți sau simțiți pe pielea proprie de ani buni, iată, lipsa acestei descentralizări financiare. Vedeți aceste filtre, inclusiv primarul de la Cârnățeni a vorbit despre asta. Dumneavoastră ați vorbit despre efectele dirijării de sus. De câți ani am mai avea nevoie ca să ajungem la descentralizare? Cum credeți? Dacă vom merge așa cum am mers până acum, nu știu dacă o să mai avem noi ani ca să trăim, să vedem chestiile astea. Descentralizarea, cum a spus și doamna, este puțin complicat. În primul rând, la noi, vă spun de ce. Iată, eu acum analizam când spunea, în primul rând, drumurile care leagă din satele între unii care o să fie, de exemplu, la o primărie. Asta e cea mai mare problemă, fiindcă nu te vezi din praf, dacă plouă, nu te poți deplasa și atunci, dacă drumul e rău, chiar fi el și 3-4 km, nu poți să ajungi la primărie să-ți expui problemele care le ai. Aici sunt multe probleme, dar nu știu de ce, eu sunt optimist și sper că vor fi reformele astea făcute în viitor apropiat și vom vedea și noi toate. Noi nu facem experiență, să vă zic. Experiența au făcut-o alte state, cum ați dat dumneavoastră exemplu cu Letonia. Noi trebuie numai să-i copiem pe ei, să vedem părțile bune și părțile rele. Să adaptăm acele legi sau regulamente. Acele legi care au fost acolo. Nu inventăm cosmosul sau ceva, racheta. Este foarte clar. Dar aici am mai zis, aici fiecare ține la turta lui. Asta e problema. Suntem în live pe internet și cineva întreabă când va fi reparat drumul Sălcuța-Tăraclea. Și ce-i cu acel drum? Pentru că avem o porțiune bunicică, altă porțiune ieșiți afară și vedeți cu ce mașină merg eu și în ce stare. Ia că de două ori pe an îi fac caroseria, dar nu asta e, am vrut să zic. Poate chiar să fie și la o lună alegerile, că toți promit. Când vin, da, ne însemnăm, au venit să facă însemnări, o să fie. Eu n-am să uit când cu 3 ani în urmă au zis că la anul, gata, ai pus deja la finanțări, în plan de finanțări, drumul Tăraclea-Sălcuța. Ca mai apoi, la anul care au spus ei, la sfârșitul anului de ghea mergeau să-l facă proiectul tehnic. Este o mașină specială care merge să vadă câte gropi sunt, cum, și mergea cu aparatajul ăla și mi-am pus întrebarea. Cum au promis ei că în primăvară cum se dezgheață, să fac drumurile, dacă ei n-aveau proiect tehnic? Iată ce... Și de atunci a trecut 3 ani după ce au trecut 3 ani de zile și iată ce specialiști, ce oameni avem noi care vreau la conducere și nu se asumă responsabilitatea. Cui aparține drum? E drum național, R26. Drum național... Administrația de stat a drumurilor. Și nu aveți niciun răspuns, nu știți. Până acum nu... Păi n-am acolo fost. E vorba de câți kilometri? E vorba de la Tăraclea până la Sălcuța, 12 kilometri, dar e un drum care, nici, să zic eu, în țările din Europa, nici în vie nu e așa drum. Care și vin, văd care e situația, din păcate, plătim impozite, orice om, orice cetățean, mai ales tăraclienii sau care merg zi de zi acolo, își pun întrebarea, unde se duc banii noștri care plătim impozituri de ea? Pentru că leagă, raionul Căușeni de Cimișlia, de raionul Cimișlia, trece pe acolo, zilnic trec zeci de camioane care pleacă spre Giurgiulești cu grâul nostru, care pleacă peste Hotare, merg pe Tăraclea.
Și din păcate, iată porțiunea aceasta de 12 km, mai vorbim de acum spre Chilcăiești noi sau... Ați văzut vreun deviz de cheltuieli cât ar costa? Nu, am văzut și nu știu dacă mai au ei proiectul tehnic, dacă l-au finalizat. Vă zic, am văzut mașina care mergea cu... care depistează gropile și așa mai departe. În proces de derulare... De ce e legat asta? De incompetența celor de la administrația de stat a drumurilor, de conducerea raionului care nu insistă, de încercarea primarilor de a bate la ușă. De ce e legat acest drum? Eu răspund de noi, cei locuitorii satului, fiindcă și eu sunt locuitor a satului și merg mai în toată ziua pe acest drum. Noi, un grup de inițiativă, împreună, Maia Porumbrică, am fotografiat acest traseu, demersuri nenumărate la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drum. Până la urmă, da, anul acesta este șablonul care vine răspunsul în legătură cu sursele financiare. Nu? La anul poate vom... Odată cu identificarea surselor, veți... E foarte ușor, la anul... E o vorbă bună spusă și nu suntem, adică trăim și noi cu nădejdea. Totuși, domnule primar de Cârnățeni, suntem la finele acestei emisiuni și vreau să vedem dacă o dezvoltare locală, o dezvoltare durabilă a localităților noastre poate să se reușească dacă există inițiativă. Dacă există insistență, dacă există oameni activi în localitate, cum credeți dumneavoastră, se reușește și dacă am văzut la Cârnățeni că avem așa modele. Da, și încă o dată spunem, tot depinde de cetățeni. Dacă ei sunt insistenți și mai sunt și contribuie la orice activitate care se efectuează pe teritoriul satului Cârnățeni, cred că vedem. Eu personal am văzut în localitatea noastră, cum am spus. Noi am construit drumuri. Da, o leac să obișnuiți conducerea de la ăsta drumuri căușani, că de când am venit eu la primărie, pur și simplu, dar eu tot m-am indignat tare pe dumnealor, că în anul 2016, când din fondul rutier, primul an, când ni s-au alocat bani, și am văzut ce atârnare au avut ei când ne-au construit drumul nostru, din păcate, știți, la noi așa, las tot și întind până la finele anului. Se implementa proiectul în luna noiembrie-decembrie. Dacă nu cheltuiem banii până la finele anului, banii ne se iau înapoi și... Da, să facem cum noi să facem tot. Ca de alt an să ne ducem și... De atâta eu și m-am supărat o leacă pe dumneavoastră și am spus. Am văzut cum o implementat, zic, cred că noi, cu agenții economici care avem în sat, da? N-am să facem mai rău. Și asta le-am demonstrat. Eu le-am arătat și lor. Ne să vedeți drumurile construite de noi. Și banii din fondul rutier local îl direcționați în sat pentru agenții economici care se pricep la asta. Pentru agenții economici. Nu, noi nu direcționăm la agenții economici. Primești, noi am contractat un agent economic care am procurat pietrișul și un agent economic care, asta au fost Sărălă Loticons, care depozita în pietrișul adânc și ne-a adus eu nou și ne-a înșaram. Contractat un agent economic, compactorul și gata. Și vă spun, ne spremea că dacă un kilometru de drum la administrația de stat a drumului din proiectul Drumuri Bune costa în jur de 850-900 de mii de lei, noi un kilometru de drum îl construiam cu 200 de mii, 250 de mii. Inclusiv cu contribuția cetățenilor, cu cetățenii ieșeau la lucru, fiecare că asta era o condiție primordială pusă la cetățeni. Când se merge vorba de reparat porțiunea dumneavoastră de drum, obligatoriu să fiți La drum cu lopata, cu uneltele să muncim. Și vă spun, eu tare am pornit Cârnățeni. Noi avem în jur de 60-70% din drumuri locale construite la ziua de azi. Practic, porțiunile cele mai rele, cred că din păcate așa ne-i soarta satului nostru, ei tot e pe pantă și în anul ăsta mulțumim Dumnezeu că nu ne plouă tare, dar anul trecut am avut ploi mari care... O spalat tot. Ne-am mobilizat, am ridicat tot pietrișul înapoi, l-am înșarat și oamenii pot circula. Mai complicat când este un incendiu, trebuie o ambulanță aproape. Și la ziua de azi, practic, în toate colțurile satului, poate pe orice anotimp, să vie și ambulanța și pompierii să apropie. La final, doamna Culicenco, vreau să vă întreb dacă într-adevăr încurajați crearea acestor grupuri de inițiative la nivel local și dacă, conform modelului pe care îl aveți dumneavoastră în localitatea din care proveniți, se reușește.
Este foarte important crearea grupurilor de inițiativă la nivel local, pentru cum am mai spus și mai înainte de asta, dacă n-ar fi un grup de inițiativă, de unde ar ști administrația publică locală care sunt problemele în localitate. Ne reușește pentru că insistăm și de asta are nevoie, cred eu, fiecare localitate în Republica Moldova, ca să putem să ridicăm nivelul nostru de trai, să putem să ridicăm problema descentralizării, adică și să ajungem la acolo. Reforma teritorială. Da, exact, da. Așa că, da, încurajez fiecare localitate să formeze aceste grupuri de inițiativă și să înainteze către administrațiile publice locale toate problemele pe care le identifică. Și datorită grupului de inițiativă de la Taraclia, avem astăzi un șir de probleme rezolvate, așa cum a zis, dar pe parcursul anului curent vom avea ce? Școală nouă încă? Canalizare? Iluminat stradal. Și poate mai avem un proiect foarte mare care nu am vorbit astăzi, construcția unei piețe agroalimentare, unde beneficiază în jur de 10 localități, atât din raionul Căușeni, cât și din raionul Cimișlia. Acum am înaintat a doua parte a construcției, amenajarea acestei pieți, unde avem o hală mare care nu există aici în zonă. Și sperăm mult că am înaintat acest proiect la IPA, vom fi selectați și iarăși vom găsi contribuția necesară a noastră, a administrației publici locale, ca să ducem acest proiect frumos la capăt. Avem noroc de tinerii care sunt implicați în proiecte, avem noroc de oamenii care au mai rămas în localitate, avem noroc de diasporă, la care toți le mulțumesc, suntem optimiști și lucrăm cu atât proiectele mari cât și proiectele mici. Vom avea, eu cred, și succes. Eu, cu acest gând bun de final, vreau să închei această emisiune. Nu vă doresc decât să insistați și sperăm că, într-adevăr, coloratura politică despre care am vorbit în cadrul acestei emisiuni să nu-și spună cuvântul atunci când e vorba de proiecte de milioane atrase și de, într-adevăr, de stimularea dezvoltării locale. Din păcate, ele încă mai există. Vedem, nu știu, poate la ședințele ulterioare ne aud și acel jumătate de milion de lei de care are nevoie Taraclia să ajungă în sat la oamenii din localitate. Ne-au promis. Eu sunt optimist și cred în chestia asta. Doamnelor și domnilor, atâtea le-am avut pentru astăzi. Am discutat cu primarul satului Taraclia, Vladimir Cucereavăi, cu doamna Iulia Culicenco, membra Consiliului Raional de Participare, venită tocmai din Chircăiești Noi, cea mai îndepărtată localitate a raionului Căușeni, și primarul satului Cârnățeni, Oleg Safca, despre importanța dezvoltării locale în contextul strategiei de dezvoltare regională, națională, putem spune asta. Nu uitați să vedeți această emisiune în reluare. Ați fost alături de noi și live pe pagina noastră de Facebook. Nu uitați să ne urmăriți și pe site-ul studio.md, dar și în reluare atunci când aveți nevoie. Eu, Renata Lupăcescu, vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată să aveți!